Bună seara, stimați telespectatori, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Rădăcini. Suntem împreună cu domnul Gheorghe Porumbel, directorul ansamblului profesionist Doina Gorjului, căruia îi spunem bun venit în emisiunea noastră. Bună seara, bine v-am găsit, vi salut pe toți telespectatorii dumneavoastră, mă bucur să fiu din nou în acest studio, la acest post de televiziune care pe zi ce trece urcă prin calitatea emisiunilor și mai ales prin faptul că promovează agresiv ceea ce au mai frumos românii și în special gorjenii folclorul. Vă mulțumim pentru cuvintele frumoase. Trebuie să spunem că avem norocul să colaborăm cu oameni de prim rang din domeniu, pentru că să nu uităm reprezentații și ca persoană, dar și ca instituție o importantă ramură acestei culturi din județul Gorj și cea populară, ansamblu profesionist din Gorj este recunoscut nu numai în țară, ci și peste hotare. Mie nu-mi place să mă umflu în pene, nu mă consider de prim rang, mă consider un om normal, obișnuit, care a primit, în schimb, o misiune istorică, pot spune, să ducă mai departe ceea ce a lăsat Liviu Dafinescu atunci când s-a hotărât să plece la ceruri, și anume în urmă cu 12 ani, mai precis, dacă vreți, pe 3 februarie 2004, atunci când ne-a lăsat înmărmurit pe toți și pur și simplu n-a mai vrut să scoată o vorbă ori să arunce o privire către cineva. Acesta a fost, să zicem, unul din motivele care ne-a făcut să vă invităm la această emisiune, să încercăm să rememorăm într-o emisiune mai largă, avem și un film documentar, cine a fost Liviu Dafinescu, prietenul dumneavoastră de viață, cel pe care l-ați urmat la conducerea Doinei Gorjului, de fapt, cum spuneați, ați dus mai departe ce și-a propus el în urmă cu mulți ani, în anii când a condus acest ansamblu. De fapt, aceste zile au fost pline de evenimente care au marcat cei 12 ani trecuți și iată, e important că pe lângă familie, instituții importante de cultură, și aici mă refer la instituția Consiliului Județean și președintele care a fost de fiecare dată la acest eveniment, mă refer la Doina Gorjului și la dumneavoastră care tot de unde ați fost prezent, plus cei artiști, mulți artiști din cei care au trecut pe la Doina Gorjului, au marcat de fiecare dată acest eveniment. Vrând sau nevrând, vă place, dragi telespectatori, să credeți sau nu vă place, adevărul este că au trecut 12 ani de când Liviu a plecat dintre noi. Și anul acesta, la început de februarie, ca în fiecare an, de atunci din 2004 încoace, ne-am întâlnit acolo unde își doarme somnul de veci, la cimitirul eroilor, ca să ne aducem aminte, să vărsăm o lacrimă pentru Liviu și să ne vadă, dacă o fi cu adevărat acolo sus în cerul, de-a dreapta Tatălui, unde i-ar fi locul de altfel, să ne vadă că suntem aproape toți, că facem pe gândul lui, că ducem mai departe ce vroia să facă el la Doina Gorjului. Și asta s-a întâmplat anul acesta cu o zi înaintea datei morții lui Liviu, iar pe 3, aș putea spune că a avut loc un eveniment la fel de important, Iani Gârbaciu, împreună cu tatăl său, s-au gândit ca să reediteze o pasăre despărțită de cânte, ca această revistă pe care o am în față, dar nu cu ceea ce a fost scris dinainte, ci pur și simplu numai și numai cu articole noi. În ce mă privește, categoric nu puteam să nu scriu câteva vorbe despre Liviu și am ales de data aceasta, anume am ales, să înserez mai multe date biografice, nu de alta, dar biografia lui Liviu, eu o știu pe viu, o cunosc pas cu pas din frage de copilărie și până în ceasul când a plecat la ceruri. Și chiar cu așa cum spun în articol, poate unii mâine pe mâine s-or strofocați, cine știe, nu or să știe ce să mai facă spre a afla cât mai multe despre Liviu, ori tot ce spun eu aici sunt lucruri trăite aievea, de mine și de el, cele mai multe împreună, așa că nu mi-a fost deloc greu ca să le inserez într-un articol.
Da, această revistă care a fost lansată în săptămâna trecută Pe 3 februarie, sigur a că da. prins foarte bine, au găsit-o, a fost amintită și a fost sursă de documentare pentru presa locală. Înainte de a da drumul unui film, spuneți-ne chiar cu această ocazie, a fost prezentat un film documentar. Care este povestea filmului, pentru că telespectatorii o să poată să-l și vadă? De fapt, filmul încearcă să reprezinte, să fie o chintesență a ceea ce a realizat Liviu într-o viață, în viața lui de artist, nu numai de om de cultură, dar și de artist adevărat. Și anume începe cu perioada când împreună eram la ansamblul Nedea din Novaci, ansamblu ale cărui baze le-a pus tatălui Liviu, domnul Stanciu Dafinescu, învățătorul nostru al amândurora, al meu și al lui Liviu și al altora copii de ai satului de acolo, vreo 40 și ceva de generații la număr. Acest lucru, și mă refer la începutul ansamblului, se întâmpla în iarna lui 1977, ca ulterior, la scurtă vreme, ansamblul să-și ia zbor, în sensul că deja în vara, parcă spre toamna lui 1977, a fost prima ieșire peste hotare a ansamblului Nedea la Zakopane, în Polonia, de unde ne-am întors cu toporașul de argint, cu toate că trofeul cel mare era de aur, toporașul de aur, dar am știut deja din momentul plecării din țară că e greu sau chiar imposibil să cucerim trofeul, fiindcă era o ediție jubiliară și existau toate șansele ca toporașul de aur să rămână acolo, la Zakopane, de fapt, ceea ce s-a și întâmplat. În film veți redescoperi Sania, care umple ecranele televizoarelor emisiunii Tezaur Folcloric, încă le mai brăzdează în seriile de iarnă. Sanie, pe care de asemenea suntem împreună, adică și eu și Liviu, veți redescoperi momente pe care le-ați mai văzut cu ansamblul Nedea, dar mai ales veți redescoperi sau chiar descoperi în premieră pentru unii ceea ce a făcut și a lăsat Sfânt Liviu la Doina Gorciului. Marele merit al lui Liviu, am spus-o întotdeauna și îmi place să spun și cred în ceea ce spun, constă în aceea că a luat Doina Gorjului într-un moment când aproape că nu se mai știa de el, când artiștii care mai rămăseseră, nu-și mai primiseră salariile după nu știu câte luni, multe la număr, și se întâmpla această degringoladă după un turneu de pomină, de pomină, nu știu dacă adică și în sensul bun, dar și în sensul celălalt, cel rău, un turneu al ansamblului făcut în Mexic, undeva în America de Sud. Categoric, ei și-au făcut treaba și au reprezentat cu cinste prin spectacolele prezentate Gorgiu și România, dar au fost numai certuri, numai încăierări de-a dreptul, așa, la propriu sau la figurat, astfel încât după acel turneu Doina Gorjului a intrat într-o cădere liberă, fiindcă nimeni nu mai avea curajul să îl susțină, nimeni nu putea să mai să mai creadă că se mai poate face ceva la Doina Gorjului. Și uite că Liviu Dafinescu a avut curajul să preia acest ansamblu și să-l facă să renască cu adevărat ca și pasărea Phoenix din temelii, din propria cenușă. Pe lângă meritele incontestabile pe care o să le vedem și în film ale lui Liviu Dafinescu, aveți un merit important, nu atât în păstrarea memoriei sale pe care o faceți și ați făcut-o în fiecare an, chiar și aici, în această emisiune, în anii trecuți, aveți meritul de a fi dus mai departe ce a făcut dânsul bun la Doina Gorjului. Pentru că Doina Gorjului n-a coborât în anii aceștia, în acești 12 ani de când domnia sa s-a dus la stele. Și asta e foarte important. Nu știu dacă e un merit, cred că e o datorie, o datorie sacră de-a dreptul. Dacă n-aș face asta în fiecare zi și dacă n-aș gândi în fiecare zi să adaug
ceva în plus încât Doina Gorgiului să urce așa cum și-ar fi dorit Liviu Dafinescu mereu o nouă treaptă, cred că ar fi ca un blestem pentru mine care s-ar răsprânge asupra mi și nu știu dacă aș putea să îndur acest blestem. Așa că vreau să vă spun din capul locului că așa cum de fapt am mai zis, o am mai spus-o la televizor și cu ocazia altor comemorări, eu nu mi-aș fi dorit niciodată să ajung pe scaunul pe care a stat Liviu Dafinescu 10 ani la cârma ansamblului Nedea. M-am gândit foarte bine când am fost, mi s-a propus să vin aici. Că ansamblul Doina Gorjului, că a spus Nedea. Îmi cer scuze, Doina Gorjului, sigur că da. M-am gândit foarte mult ce să fac atunci când mi s-a propus să vin aici. Eram director la Casa de Copii de la Novaci. Am acceptat totuși, în primul rând, fiindcă și eu, ca și Liviu, am iubit folclorul, am iubit arta aceasta populară și spectacolul. Și în egală măsură am acceptat, fiindcă am îndrăznit eu atunci să cred că voi fi în stare să duc mai departe ce a lăsat Liviu. Mai ales că îl cunoscusem foarte bine, îi știam, cum să zic, îi cunoșteam ambițiile și astfel am avut curajul să accept propunerea de a veni la Doina Gorjului. Vom reveni după acest film în studiou să tragem concluziile, să vorbim, să ne amintim de Liviu Dafinescu și de Doina Gorjului de-a lungul timpului, pentru că iată, sunt mai bine de două decenii în care Doina Gorjului rămâne la un alt nivel, la un nivel foarte înalt, datorită a doi directori, unul din nefericire plecat prea devreme spre stele, celălalt aflat în studioul nostru. Dar amândoi novăceni. Revenim după acest film. Rog colegii din regie să dea drumul la acest film. Cu această melodie atât de cunoscută din repertoriul Filoftei Lăcătușu, am vrut să vă spunem că astăzi am pregătit o ediție alcătuită de dragul gorjenilor, de dragul celor care sunt și celor care au fost mereu lângă noi. În drumul printre amintirile păstrate în videoteca Tezaurului Folcloric, ne-am fi dorit să ne fie ghid ca de atâtea ori Liviu Dafinescu, director al ansamblului Doina Gorjului din Târgu Jiu. Dar Liviu n-a mai putut răspunde invitației noastre, așa că am încercat să ne descurcăm singuri, căutând prin videotecă. Vă amintiți Sania din genericul de odinioară al Tezaurului Folcloric? Filmarea a fost realizată la Novaci Gorj, împreună cu prietenii și colegii lui Liviu Dafinescu, membrii ai celebrului ansamblu Nedela. Tatăl meu, cel care a trecut din țara cu dor în țara fără dor, a fost întemeitorul acelui ansamblu, Nedea de la Novaci, a fost cel care a reușit să-și adune în coperțile a două romane tot ceea ce a însemnat tradiția novăceană. Și iată că chiar pe ultimul drum, în momentul ieșirii din acolo unde se născuse, tot cântecul ciobănesc, o altă interpretă a Doinei Gorjului, este vorba de Ileana Lăceanu, printr-un cântec superb ciobănesc, l-a portat pe ultimii pași în această țară, în acest, să zicem așa, mediu în care el a crescut, a trăit și a dorit din tot sufletul
să ridice la rang de cinste viața ceva. Prieteni, cu tristețe în glas astăzi. Domeniul folclorului este puțin mai sărac. Am pierdut un om și în același timp o mare personalitate. Este vorba de Liviu Dafinescu, directorul ansamblului Doina Gorjului, pe care de atâtea ori l-ați aplaudat la scenă deschisă. Născut la Novaci, într-o familie de învățători, absolvent al Institutului de Educație Fizică și Sport din București, profesor la Școala Populară de Artă din Târgu Jiu, Liviu Dafinescu a deținut două titulaturi importante pe parcursul existenței sale, anume aceea de vicepreședinte al Asociației Coregrafilor Ansamblurilor Folclorice din România și vicepreședinte al Consiliului Internațional de Organizare a Festivalurilor de Folclor. Totodată, Liviu Dafinescu a avut meritul de a fi organizat la Târgu Jiu, un festival internațional foarte, foarte important. Era iubit acolo de toți cei care îl întâlneau și mai mult decât atât, în fiecare an, în cadrul acestui festival internațional, participau în medie cam 12 țări. Era într-adevăr o sărbătoare creată și gândită de Liviu Dafinescu. Suntem mai săraci, spuneam, dar rămâne în urma sa un nume mare, ansamblul Doina Gorjului, pe care a reușit în timp să-l transforme într-unul dintre cele mai bune ansambluri cu care România se poate mândri.
încă o dată ansamblului Doina Gorjului aici în ograda emisiunii O Vedetă Populară și sunt sigură că astăzi veți asista, dragi prieteni, la un spectacol cu adevărat extraordinar. Sunt foarte mulți soliști ai acestui ansamblu invitați astăzi alături de noi și pentru prezentarea, pentru lucrurile care țin de palmaresul acestui ansamblu, am să-l invit alături de mine pe directorul ansamblului, cel care se ocupă și cârmuiește, așa cum știe el mai bine, destinul artistic al acestui ansamblu, domnul Liviu Dafinescu. Bună ziua, am să vă invit alături de mine. Bună ziua și bine v-am găsit. Bine ați venit la noi. Vă place? A fost drumul lung până la București? Greu? Drumul ușor? Ne place pentru că l-am făcut de foarte multe ori. La muzeu am fost de foarte multe ori, așa că ne place. Am înțeles. Sunt sigură că și telespectatorilor le va plăcea ce vom face noi astăzi. Și vreau să spunem pe scurt, când s-a înființat ansamblul, cine s-a ocupat de el de la început, cine semnează coreografia tuturor dansurilor, pe scurt. Deci, haideți să vorbim că ansamblul Doina Gorjului își are începuturile de peste 50 de ani. De fapt, când a luat ființă primul microtaraf al Gorjului, chiar așa se numea Taraful Gorjului, iar după aceea, din 1969, se transformă taraful în orchestră populară și după aceea, imediat, în ansamblu de cântece și dansuri. Primul dirijor fiind regretatul domnul Barabancea, un dirijor de excepție, un om deosebit, care a reușit să strângă pentru prima dată la Târgu Jiu, acolo în inima lui Brâncuș, un ansamblu folcloric de renume național și, nu, și chiar și internațional. Iată că de atunci și până acum s-au scurs ceva ani, timp în care ansamblul Doina Gorjului a căpătat an de an, piatră pe piatră, temelie pe temelie și iată că astăzi se regăsește și la valoarea pe care cu toți o știm, nu trebuie să vorbesc eu, să-i lăsăm mai bine pe colegii mei, cei care au venit cu toții aici și doresc cu ardoare să vă spună bun găsit și să vă arate ce știu să facă. Am să vă rog pe dumneavoastră să amintiți și să-i prezentați pe soliștii acestui ansamblu, fiecare în parte, o vedetă populară și sunt convinsă că telespectatorii vor recunoaște. Dar am să vă rog pe dumneavoastră să o faceți pentru că sunt ai dumneavoastră. Am să încerc să fac eu acest lucru și de ce cu soliștii? Pentru că această emisiune O Vedetă Populară am încercat de data aceasta să fie alocat spațiu mai mult soliștilor și mai puțin dansurilor. Sperând că... De ce ați făcut această alegere? Sperând că pe viitor veți fi aproape obligată să ne chemați și cu dansurile. Am înțeles. Deci v-ați hotărât așa cum trebuie. Ne-am hotărât așa cum trebuie. Și atunci am zis așa, pentru să deschidem, pentru că suntem de la Gorj, cu gorjenii noștri. Și nu puteau fi alți gorjeni decât solistele noastre, Victorița Lăcătușu, o solistă tânără și de excepția noastră. Bun venit! Mariana Ionescu Căpitănescu, care este nou botezată în ansamblul Doinei Gorjului și la fel o solistă de renume. Îi dorim succes pe drumul ăsta. Ion Ghițulescu, care este binecunoscut și gorjan, vorba aia, altoit la noi, dar iată că de 30 de ani de zile a reușit să devină gorjan adevărat și o Marie, care de fapt trebuie să știm cu toții că Gorjul a dat foarte multe mării. Sigur că da. Și atunci Maria Loga. Deci eu aș zice ca pentru început, dacă dumneavoastră îmi permiteți, să-i lăsăm pe ei să vorbească exact, și noi să-i ascultăm. Pe primii patru. Domnule Dafinescu, am o întrebare directă și cred că a stat pe buzele foarte multor telespectatori, dar cred că și pe buzele multor interpreți. Este de preferat să fii solist al unui ansamblu sau este de preferat să fii liber profesionist? Avem exemple nenumărate ale marilor vedete care au ales un drum singular, să spunem. Deci fiecare se ocupă de drumul său artistic. E de preferat un ansamblu sau nu? Normal nu ar trebui să răspund eu și ar trebui să răspundă soliștii. Dar o faceți noastră în numele lor astăzi, că ar fi prea mulți și ei de fiecare dată au încredere în mine. Eu zic că este de preferat să fii membru al unui ansamblu, dar să fie ansamblu. Am înțeles, a spus-o cu așa mândrie, să fie ansamblu. Adică în momentul în care spui de unde provii, de la ce ansamblu, să o spui cu mândrie, să nu o spui cu oarecare regret. Deci ansamblul Doina Gorjului, vreau să vă spun că este de asemenea valoare și a ajuns aici, datorită faptului că este subvenționat permanent de către Consiliul Județean Gorj și atâta timp cât ți se oferă posibilitatea de a crește financiar din partea Consiliului și automat valoric
datorită nouă specialiștilor. Asta vreau să spun, că trebuie să se împletească cele două lucruri, material și spiritual, să existe lucrurile așa cum trebuie. Și mai am o întrebare. Trebuie să se întâmple, sunt sigură că ați trecut prin asta, să vină la dumneavoastră un solist și să spună, sâmbătă am nuntă și sâmbătă este și un spectacol. Ce faceți? Ce hotărâți? Păi ce se întâmplă astăzi aici? Toți soliștii mei astăzi au nuntă. Am înțeles. Dar au nuntă, da. Dar pentru că sunt soliști, nu mai cântă o nuntă de 3 zile, ci cântă 2 ore. Înseamnă că sunt soliști, nu? Am înțeles. Da. Deci oricum se pot împăca cele deci două se lucruri. Pot împăca pentru că și ei, atât eu cât și ei, întotdeauna ne-am înțeles și am pus pe prim plan activitatea instituției, iar după aceea activitatea personală. E, vor, nu vor, trebuie să vină la ordine, asta e. Nu e vorba de niciun ordine, eu zic că e vorba de colaborare. Așa e. Eu vă propun să îi ascultăm pe următorii patru, pe care am să vă rog să îi prezentați. Foarte succint, pentru că vă timpul rog. Ne presează. De data aceasta am trecut la o altă categorie a soliștilor, soliștii care vin din alte zone neofolclorice. De fapt, unii dintre ei din zonele noastre de interferență și aș aminti aici pe Constantin Băgureanu, care vine tocmai de la Corabia, deci vă dați seama din ce zonă vine. Aș aminti eu pe Ileana Lăceanu, care e băciță din zona Novaciului, deci zona de interferență cu Sibiu. Iar pe cei doi, Niculina Stoican și Petrică Muțu Stoian, care sunt gorjeni ai noștri acum, de fapt ei la Gorj s-au afirmat și la Gorj au ajuns acolo unde sunt. Ei sunt de la Izverna și deci eu le pot spune la toți că sunt gorjeni și Doina Gorjului este în întreg acel ansamblu care de fiecare dată îi poate să spună că toți sunt fiii ei. Să știți că, ascultându-vă și privindu-i, atunci când ați vorbit despre fiecare, se uită ca un elev la profesorul lui și e bucuros de ceea ce aude. Uite cum, da, uite, și eu sunt acolo și fiecare cred că e mândru de faptul că e interpret al ansamblului Doina Gorjului. Cred că sunt și ei mândri, dar în același timp vreau să vă spun că și eu sunt mândru și gorjenii sunt mândri că suntem în formula în care suntem și facem ceea ce trebuie pentru a păstra acest filon folcloric adevărat. Și a primit premiul Etnos pentru folclor nu demult, iar acum a ținut să ne demonstreze că sunt acești artiști într-un moment de vârf al carierei lor. Probabil ca telespectatori sau ca spectatori ați apreciat acest lucru. Iată că și juriul a hotărât să acorde premiul de excelență ansamblului profesionist Doina Gorjului. Apreciind prestația deosebită în recitalul felicitări programat aici la Mamaia. Felicitări și mulțumim pentru seara excelentă pe care ne-a oferit-o ansamblul Doina Gorjului. Mulțumesc din suflet spectatorilor, mulțumesc din suflet juriului, mulțumesc din suflet organizatorilor și, nu în ultimul rând, mulțumesc din suflet celor de la Târgu Jiu, Consiliul Județean Gorj, care este alături de noi tot timpul. Multă sănătate și multă fericire! În asemenea momente trebuie să gândim, așa cum spuneam mai devreme, că fiecare ansamblu de prestigiu care există în anumite zone este susținut în acest fel. Iată-i pe gorjeni. Ei ne vor bucura și astăseară doar cu câteva minute din programul lor. Ansamblul Doina Gorjului. Oh,
deja nu e. Cum cântă izvoarele la Rumpu și la Tismana, la Nova și la Peștea. Treceți lume, lume, cu toți fericiți sunteți, lume, lume. Jucați lume, treceți lume, lume, cu toți fericiți sunteți, lume, lume. Numai cei de sub pământ, lume, lume, nu mai văd, nu mai aud, lume, lume. Da, revenim în direct. A fost un film interesant, imagini de din ultimii 20 de ani, dar mai ales acel deceniu cu Liviu Dafinescu v-au trezit doi amintiri probabil. E a doua oară când văd filmul ăsta. Prima oară l-am văzut pe 3 februarie la Sala Maură, când s-a lansat de fapt această revistă. Am înțeles că e făcut, e realizat, e încropit de Alin Mircea Dafinescu, soțul Vasilianei sau ginerele lui Liviu, ca să fiu și mai explicit. Îl felicit, mi-a plăcut de la început, mi-a plăcut și de data aceasta, îl revăd de ori câte ori cu plăcere. Mai ales și că vrând, și dumneavoastră sunteți mai multe segmente. Nu, de asta, vrând nevrând, trezește niște amintiri, în primul rând. Că nu mai sunt tânăr, ca acolo, cu mustață, cu părul lung, nu asta e important, nu părul. Dar era o vârstă cu care nu o să mai întâlnesc niciodată. Mai departe, am văzut-o pe Iuliana Tudor și în felul ăsta mi-am adus aminte, mă simt dator să le spun telespectatorilor că deja colegii mei, mă refer la orchestră și la dansatori, la ora când eu vă vorbesc, au ajuns la București, mâine, împreună cu Gheorghe Roșoga și, bineînțeles, cu Iuliana Tudor, vom realiza o nouă ediție a emisiunii Odată în Viață. Ediție care nu se mai transmite în direct așa cum se făcea înainte. Se fac filmările, urmând ca să fie, iertați-mă că nu vă pot spune dacă va fi sau nu vinerea aceasta. Oricum, dacă nu va fi acum, va fi vinerea cealaltă. Gheorghe Roșoga este într-un duel folcloric, bineînțeles, cu Angela Buciu, cea de la Baia Mare, și noi, la rândul ne suntem de asemenea în duel cu ansamblul Transilvania de la Baia Mare. Da, tot nume mari, deci da. Se concurează. Mai și departe, am revăzut teatrul de la Soveja, de la Mamaia de acolo. Noi am continuat, de fapt, tradiția lui Liviu Dafinescu, ne-am dus în fiecare an la Mamaia, până în vremea când s-a asistat cu festivalul, s-a terminat cu festivalul. Dar nu numai atât că s-a terminat festivalul de la Mamaia, ci am văzut un reportaj pe un post de televiziune că acolo, la teatru de vară, s-a ales praful, pur și simplu, au crescut burienile, au crescut arbuștii, a crăpat scena, în fine, dezastru total, păcat, era scena de unde au pornit nume mari ale cântecului popular, fiindcă fiindcă deja în acea vreme festivalul de la Mamaia își căpătase o notorietate aparte și, bineînțeles, secundat fiind de Maria Lătărețu. Acum noi mergem înainte și păcat că la Mamaia s-a ales praful. Repet, eu tot ce spun acum despre Mamaia spun din trăirile proprii, din ani la rând în care am însoțit ansamblu, fiindcă iarăși, mă repet, vă rog să mă iertați, iarăși și iarăși, vă spun că am fost nelipsiți la toate edițiile de la Mamaia, doi la Gojului. Ba chiar discutam vinerea trecută cu Maria Tănase Marin, realizatoarea emisiunilor folclorice de la TVR2, că, nu știu dacă ultimul an sau penultimul an de festival, am făcut o ediție
în care Doina Gorjului a asigurat întreg festivalul, ca să zic așa. A fost acolo cu dansatorii, cu orchestra și chiar cu soliștii. Am avut parte de un spectacol într-o seară. Da, momente interesante. Și apropo de aceste amintiri, vă leagă și alte amintiri, sunt și alte imagini pe care și în anii trecuți dumneavoastră ni le-a spus la dispoziție, amintiri care vă leagă de Liviu Dafinescu. Dar dacă ar fi să priviți acum peste ani, iată, au trecut 12 ani de la momentul finalului pentru dânsul, ce ați, nu știu, știți cum se spune, ce ați face altfel? Ați vrea să fi făcut pe vremea respectivă, să schimbați ceva din acele momente? Niciodată nu m-am gândit să fac altceva decât să duc mai departe ce a lăsat Liviu. Proiectul mi s-a părut suficient de măreț, așa, încât să, și de mobilizator, încât să mă conecteze cu trup și suflet, cu tot din adinsul, ca să, repet, să duc mai departe ce a lăsat Liviu Dafinescu. O să vă prezint câteva dintre mesaje. Unele sunt puțin mai dure și vă rog să le comentați, altele sunt foarte favorabile. Mulți vă salută că sunteți prezent la această emisiune, că unul dintre telespectatori spune așa, că se bucură că nu l-ați uitat pe Liviu Dafinescu și că duceți mai departe proiectul făcut în anii 90, spune. Dar nu aș avea cum să-l uit pe Liviu Dafinescu, indiferent ce ar fi. Cineva însă vă spune așa foarte direct, pe vremea lui Dafinescu era adevărată Doina Gorjului, cu soliști adevărați. Acum e Doina Jalei, cu doi dirijori și soliști care înregistrează cu bot gros la Chișinău. Păcat, spune cineva. Nu aș comenta, aș da o explicație vis-a-vis de înregistrările soliștilor la Chișinău. E și asta o modă ca și cu manelele. Așa cum trece moda manelelor, va trece și moda înregistrărilor la Republica Moldova, la Chișinău. Și ca să vă conving, dragi telespectatori, că este o modă, vreau să vă zic că Steliana Sima, spre exemplu, care este la conducerea ansamblului Ciocârlia, unde nu putem spune că n-ar avea orchestră sau, mai știu eu, dirijor, sau, și-a făcut CD-urile tot în Republica Moldova cu bot gros. Repet și întăresc, este o modă care va trece. La un moment dat va dispărea. Altcineva vă salută și vă așteaptă primar la Novaci. Da. Nu știu ce să zic. Și mai avem ceva legat de primărie. Un alt respirator, și le spuneți la amândouă, așa. Spune așa: domnule realizator, te rog frumos să amintești domnului Porumbel că mâine, 9 februarie, se împlinesc 24 de ani de când a câștigat primele alegeri locale post-decembriste cu un procent aproape cât al președintelui Iliescu, de peste 70%. Da, nu știam, dar mă bucur. Mulțumesc frumos telespectatorului care așa, a trimis și mesajul. Da, și cineva vă întreabă, adică îmi spune mie să vă întreb, întrebați-l, candidează la primărie la Novaci. Nu, vis-a-vis de ceea ce... Deci, practic, sunt trei mesaje legate de... Vis-a-vis de mesajul de adineaur, de cei 24 de ani care s-au împlinit, vreau să vă zic că și acolo, la primărie la Novaci, la... în calitatea mea de primar, în cei 10 ani cât a fost primar al orașului Novaci, să știți că am pus suflet, am pus dăruire și, mai mult de atât, am curajul să mă uit în ochii tuturor novăcenilor, fiindcă știu ce am făcut în perioada respectivă și ce am lăsat în urmă. În ce privește o nouă candidatură, sincer, nu m-am gândit. Rămâne să văd. Categoric, în Novaci ar fi sau sunt suficiente de făcut și nu m-aș putea plânge că n-aș avea de ce să mă ocup dacă mă duc primar acolo. Dimpotrivă, slavă Domnului, dar repet, n-am luat în calcul sau nu m-am hotărât asupra acestui lucru. Cert este că, spre deosebire de acum 4 ani, când De ce să mă ocolim subiectul? Nu am fost lăsat să candidez. Anul acesta, partidul chiar, cum să zic... Încearcă să vă forțeze. Nu mă forțează, nici că mă împinge, că nu sună frumos, dar ar ține cu tot din adinsul să mă duc și, bineînțeles, să câștig. Și categoric nu voi intra în această bătălie decât dacă voi avea convingerea că o câștig. Și a câștiga
bătălia nu înseamnă a-mi rezolva o problemă a mea personală, ci a fi un câștig pentru Novăceni. Asta îmi doresc, asta mi-aș dori. În fine, e prea din vreme să discutăm, cu toate că timpul trece foarte repede. Deja la televizor nu mai poți să auzi altceva decât despre alegeri locale și... Păi iată, chiar și până la urmă, inclusiv noi ne-am transformat într-o da, asemenea. Și noi până la urmă am dat-o pe politică. În fine, rămâne de văzut. Am să vă spun, dragii mei novăceni, la momentul potrivit despre hotărârea pe care am să o iau și repet și întăresc. Dacă o să constat că mă vreți cu adevărat și că e nevoie de un om care să vă fie aproape și care să vă asculte, să vă înțeleagă, și că ăla aș putea fi eu, am să o fac și pe asta. Cineva vă zice, în memoria lui Liviu Dafinescu, ar trebui ca măcar o stradă din Novaci sau și mai bine din Târgu Jiu să-i poarte numele. Categoric, sunt de acord. Liviu Dafinescu este cetățean de onoare al municipiului Târgu Jiu. A fost făcut în 2014. Din păcate, 10 ani mai târziu de când a murit. Discutam într-o zi și nu neapărat despre, în general despre noi denumiri date străzilor. Eu care am fost primar și care, vrând sau nevrând, știu foarte multe lucruri legate de administrație, pot să vă spun că știți ce e complicat? Nu e complicat să se ia o hotărâre în sensul ăsta. Complicația ar veni în ce privește actele de stare civilă. Concret ar trebui să se schimbe adresele tuturor celor care locuiesc pe strada respectivă, să li se elibereze noi acte de identitate, adică dacă acest lucru a putut fi realizat foarte ușor după Revoluție, acum e mult mai greu. Și eu zic asta, repet, tot din proprie experiență, la Novaci, șoseaua nouă, cei care o știu sub denumirea asta de odinioară, eu am fost cel care am insistat să-i dăm numele Dumitru Brezulescu. Desigur, amintirea ctitorului de căpătâi al Novaciului modern și chiar al Novaciului zilelor noastre. Ar mai fi și mesaje, au venit foarte multe în ultimul moment, din păcate nu mai avem timp, filmul a fost foarte lung, ar fi fost foarte multe de discutat, cu promisiunea că reveniți, dar să vorbim despre Doina Gorjului și de proiectele de la Doina Gorjului. Sigur că da, în următoarele săptămâni când o să ne putem pune de acord, pentru că sunt multe de spus și iată, telespectatorii sunt deja 14 mesaje care au venit pentru dumneavoastră. Cert este că întotdeauna când m-am dus la o televiziune mi s-a părut timpul prea scurt. Și, dragă Cornel, nu exagerez dacă spun că dacă ar fi să ne pornim, am avea slavă Domnului să cu siguranță poate o jumătate de zi sau chiar mai mult, numai despre ceea ce se întâmplă acum la Doina Gorjului, ca să nu ne mai întoarcem în timp și mai ales... V-am smuls promisiunea că reveniți. Mulțumim pentru prezența dumneavoastră la această emisiune. Dragi telespectatori, a fost domnul Gheorghe Porumbel, directorul ansamblului profesionist Doina Gorjului din Târgu Jiu. Mulțumim pentru atenție. La revedere!